Nu mai este niciun secret că sub brandul Oman, dacă îi pot spune așa, al producătorului HP, este cel ce proiectează, dezvoltă și construiește device-uri, laptopuri și sisteme de tip desktop destinate și dedicate gamerilor. Și pot spune că se descurcă remarcabil de bine. Nu, nu îi perii, nu am de ce. Sunt printre puținii producători care nu se aruncă cu capul în față și nu scot pe piață produse, iar aici mă refer la laptopuri de gaming, la prețuri menite să-ți facă gaură în buzunar. De curând citeam un articol în care statisticile arată că HP Oman are inclus în portofoliu și modele cu tot ce înseamnă componente de top, dar își concentrează atenția mai mult pe segmentul de mijloc. Cel ce îți oferă performanță în gaming la un preț mai mult decât rezonabil. Cam aici aș încadra și modelul pe care îl puteți vedea acum. Un laptop cu un design un pic regândit, o configurație bună și un nume care s-ar putea să-l repet de câteva ori până îmi va ieși corect. Salut! Eu sunt Mădălin, iar acest video review este dedicat laptopului de gaming HP Oman 15DC0019NQ. Ați putea spune că din punct de vedere al designului, modelul de față seamănă perfect cu cel pe care l-am luat la întrebări în urmă cu ceva timp. Mici ajustări au mai avut loc pe aici pe acolo. Display-ul a avut un pic de suferit în sensul bun al cuvântului, ramele laterale fiind acum mult mai subțiri și s-au umblat un pic la sistemul de rabatare, făcând ușor loc porturilor disponibile pe partea din spate a laptopului. Întreaga carcasa modelului de față este una extrem de rezistentă, având inserții de aluminiu în zona exterioară a capacului și de jur împrejurul tastaturii și a touchpad-ului. Partea inferioară, ce urmează să facă contact cu picioarele, este confecționată în totalitate din material plastic. Tastatura este una foarte comodă, iluminată RGB pe fiecare tastă în parte, dar în patru zone distincte. VASD, tastele cele mai folosite în jocuri, sunt scoase în evidență cât se poate de discret. Pe versiunile anterioare, acestea erau de culoare roșie și iluminate prin intermediul unor LED-uri albe. Personal, consider că alegerea actuală de a evidenția aceste taste este una perfectă. Touchpad-ul dispus în partea inferioară a laptopului este unul extrem de responsiv și oferă suport pentru gesturi multi-atingere. Acesta poate fi dezactivat prin combinația de taste FN plus F11, nederanjând utilizatorul în sesiunile lungi de gaming. HP au avut grijă și de gamerii care ating din greșeală tasta Windows, ieșind din joc atunci când nu trebuie. Ea poate fi dezactivată prin combinația de taste FN plus F12. Toate funcțiile multimedia, dar și cele ce implică diminuarea iluminării sau a dezactivării acesteia, volume up and down, dar și diminuarea iluminării display-ului, sunt poziționate pe tastele funcționale de la F1 la F10 și controlate apăsându-le simultan cu tasta FN. Bun, iată ne ajung și la secțiunea audio a modelului de față. Acesta este format din două difuzoare de la Bang & Olufsen, ce sunt montate stânga și dreapta în partea inferioară a laptopului. Sunetul este unul bun, dar sunt mai mult decât convins că este loc și de mai bine, iar aici mă refer strict la bas. În altele, mediile, volumul sunt atât cât trebuie să fie. Am văzut micile schimbări aduse pe acest model din punct de vedere al designului, haideți să vedem acum cam care este configurația hardware a modelului HP Oman 15DC0019NQ. Avem un display de 15,6 inch ce dispune de panel IPS, o rezoluție nativă tip Full HD, adică 1920x1080 pixeli, o rată de refresh de 144 Hz, dar și suport G-Sync. Procesorul este i7-8750H cu 6 nuclee și 12 fire de execuție, a cărui frecvență este de 2,2 GHz, iar pe intermediul funcției Turbo poate ajunge până la 4,1 GHz. 8 GB memorie RAM tip DDR4 ce rulează la 2666 MHz, cantitatea maximă suportată de HP Oman fiind de 32 de GB. Și bineînțeles nu putea lipsi placa video, componenta ce urmează să ruleze titlurile pe care le preferați în detalii ok și cu un framerate cât se poate de decent. Bine, dacă putem spune decent, atunci când valoarea ajunge ba chiar trece de 60 de FPS-uri. Aceasta este pusă la dispoziție de Nvidia, are 4 GB memorie video dedicată și este un GTX 1050 Ti.
În privința porturilor disponibile pe modelul Omen de la HP, avem dispuse pe partea stângă un port USB 3.0, cele două porturi pentru căști și microfon și un card reader. Pe partea opusă se află portul de alimentare, un alt port USB 3.0 și LED-ul de activitate al harddiscului. Cam puține, nu? La începutul acestei videoprezentări spuneam ceva de modificarea sistemului de rabatare al display-ului și apariția în zona superioară a laptopului nostru a câtorva porturi. Acestea sunt portul gigabit pentru conexiune la internet prin cablu, un alt port USB 3.0, un port HDMI, un mini display port și un port USB 3.1 Type-C generația 1. Spațiul de stocare este asigurat de un hard disk de 1 tera cu 7200 rotații pe minut, iar pentru împătimiți, sau mai bine zis pentru cei ce vor un plus de performanță, modelul pe care îl avem în față dispune de un slot M2 ce vă permite să adăugați un SSD în acest format. Înainte de a încheia prezentarea hardware-ului, ar mai trebui să menționăm că pe partea de conectivitate, modelul ce se derulează în fața voastră dispune de placă de rețea wireless în standard AC și modul Bluetooth 5.0, iar pentru cei ce țin legătura cu prietenii sau persoanele dragi pe intermediul Skype sau al site-urilor de socializare, în partea superioară a display-ului se regăsesc camera HD și microfonul. Iar acum, după ce am trecut în revistă componența hardware, dar și detaliile privind principalele modificări din punct de vedere al designului, haideți să-l punem pe mititelul acesta la treabă. Iată rezultatele testelor ce reflectă performanțele HP Omen 15 DC0019NQ.
Concluzii. Avem în față un laptop ce dispune de o configurație bună și sunt mai mult decât convins că o să mulțumească orice utilizator. Mi-ar fi plăcut să văd în acest segment de preț un model ce să dispună de GTX 1060, măcar varianta cu 3 GB memorie video dedicată. Este foarte posibil să cer prea mult, dar știu că se poate. Nu știu, renunț la cei 12 cai frumoși ai procesorului, că de 8 ar fi de ajuns, și adaugi o placă video mai potentă. Per ansamblu este un laptop cu un design extrem de reușit. O adaptare la cerințele publicului a poziționării porturilor în zona din spate, o răcire bine pusă la punct și, cu riscul de a mă repeta, ce are o configurație bună. Aștept ca viitoarele generații de laptopuri de gaming, indiferent că sunt de la HP sau mai știu eu de la ce alt producător, să vină și cu sistem de operare preinstalat, nu FreeDOS, astfel încât posesorul sau utilizatorul să nu facă altceva decât să apese butonul de power, să-și instaleze jocurile preferate și game on. Aici punem punct videoprezentării dedicate laptopului de gaming HP Omen 15DC0019NQ, disponibil în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.